că suntem cam încerți, așa. Ei, eu mi-aș dori și aș ura întregii românii ca în curând și cât mai repede să trăim în normalitate, așa cum știm și aici în Ardeal să trăim oameni normali, așezați în cest fiecare la locul lui. Și aș dori tuturor românilor să trăim într-o Românie enervant de normală. Haideți cu noi să facem o Românie normală, să fie normală de sus până jos și să dăm firescului locul pe care trebuie să-l aibă în societatea asta. Fraților, așa cum ne învață și Ciulea Andra, intrăm în horă. Sunteți aici și am intrat cu toți în horă. Haideți să jucăm hora asta și haideți mai ales să întețim ritmul și să ne învârtim până când ducem România asta într-o normalitate pe care o vrem cu toți. Fără hoție, fără și fără sărăcie în România. Haideți cu inteligență și haideți cu bunăstare în România. Și acum o să-l chem pe Cristi Ghinea să intre în horă cu mine. Salut! S-aude? Salut, Cluj! Plouă, ne simțim bine, da? Ce facem pe 26 mai? Votăm! Ce o să fie Dragnea după 26 mai? Nimic! Aia este! Liviule, ești un nimic! Hai să spunem! Liviule, ești un nimic! Aia e! Liviu ar fi în stare să ne scoată din Europa ca să poată să fure. Aici am ajuns. De asta sunt importante alegerile astea din 26 mai. Trebuie să spunem că vrem în Europa și vrem să contribuim și la salvarea Europei. Pentru că Europa înseamnă schimbare până în ultimul sat. În 2007, când am plecat la studii în afară să învăț despre Uniunea Europeană, bunica mea m-a întrebat ce mai că cu Uniunea asta Europeană în care intrăm, ce-i ta scandal la televizor. Bunica mea avea 4 clase. Bunica mea n-a călătorit niciodată mai departe de băile Herculane, a fost la băi. Și i-am spus, mamaie, Europa înseamnă că dacă vrem mâine să plecăm la Paris, plecăm la Paris. Luăm un bilet de avion și plecăm la Paris. Și mi-a zis, maică, eu sunt prea bătrână pentru Paris, altceva? Și am zis, ok, altceva. Uite tractorașul ăsta care a început să tragă pe uliță și a început să ia gunoiul. Pentru prima oară în istoria satului ăluia, noi și vecinii noștri nu mai aruncam gunoiul în fundul curții. Venea cineva și lua gunoiul. Pentru prima oară aveam apă potabilă, aveam canalizare. Asta înseamnă Europa, înseamnă schimbare în fiecare sat. Și mai facem ceva pe 26 mai. Pe 26 mai mergem și votăm da la referendumul pentru justiție. Mergem, da? Da! 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 Fără penal! 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 Aia e! Europa înseamnă dreptate, Europa înseamnă justiție. Fără aderarea la Uniunea Europeană, n-am fi avut DNA, n-am fi avut CSM independent, n-am fi avut dreptate pe care acum vor să o fure. Vor să facă România din nou sat fără câini. Vor să fure fără să fie pedepsiți. Îi lăsăm? Nu! Nu! Am fost ministru al fondurilor europene în cel mai cinstit și performant guvern al României din ultimii 30 de ani, condus de Dacian Cioloș. Au intrat 7 miliarde de euro în anul ăla în țară, mai mult decât în orice an de după aderare. Am lansat proiecte de 13 miliarde de euro. Ce înseamnă asta? Înseamnă am lansat
metroul către Otopeni. Va termina PSD-ul metroul către Otopeni? Știe PSD să facă metrou? Știe PSD să facă spitale regionale? Am lansat proiectul celor 3 spitale regionale împreună cu prietenul și colegul meu, Vlad Voiculescu. E pe aici, pe undeva. Vlad, să-l aplaudăm pe Vlad! Bani gratis europeni pentru spitale. A venit PSD-ul, a anulat ce făcusem și a spus, nu facem 3, facem 8. Le facem cu bani de la chinezi, de la turci, de la marțieni. Facem PSD-ul spitale regionale? Am lansat cel mai mare program de reducere a abandonului școlar. Este o tragedie națională. Avem cei mai mulți copii care nu merg la școală din Europa. 30.000 de copii vor sta la școală anii ăștia, pentru că noi am muncit pentru ei, pentru că noi ne-am gândit la ei. Ce face PSD-ul? Încearcă să blocheze și programul ăsta. PSD nu face decât să strice ceea ce oamenii cinstiți din țara asta încearcă să repare. Și ăsta este motivul pentru care eu vreau să merg în Parlamentul European, pentru că eu vreau să fac politică. De ce? Pentru că mi-am dat seama, fiind acolo sus, că poți să faci mult bine prin politică. Asta este tragedia asta națională. Fugim de politică. Oamenii buni fug de politică. Și Alianța USR Plus înseamnă că oamenii buni, cinstiți, profesioniști, nu mai fug de politică. De asta suntem toți aici. Și mai e ceva. Generația mea, generația colectiv, s-a trezit. Ne-am dat seama că nu mai putem să trăim, să ne vedem doar de viețile noastre într-o țară care nu merge bine. Hai să ne spunem că noi rezistăm, că noi ne organizăm și că noi suntem coșmarul lor. Liviu, ești tu nimic! Ce facem pe 26 mai? Aia e! Prietenul și colegul meu, Dragoș, fost și viitor coleg. Bună ziua, Cluj! M-auziți bine? Ieri am mers în piața Ozer, la Târgu de Vechituri. Lume pe striță, multă lume, am stat de vorbă printre tarabe acolo și am primit două întrebări importante, puse așa, direct, fără menajamente. Prima întrebare a fost, dar de ce să merg să votez pe 26 mai? Și aici trebuie cu toții să ne înțelegem de ce mergem la vot. Ei, mergem la vot, în primul rând, pentru că ne-am săturat de ce se întâmplă în România acum. Ne-am săturat să fim mințiți, prostiți și sărăciți. Și ce mai trebuie să înțelegem este că mergem pentru fiecare dintre noi, pentru familiile noastre, pentru accesul la educație, la sănătate, la servicii sociale, pentru o societate mai bună. Dar trebuie să ne uităm în adâncul sufletelor noastre și să înțelegem că mai trebuie să mergem pentru ceva la vot sau pentru cineva. Trebuie să mergem pentru cei din jurul nostru, pentru comunitatea în care ne aflăm, pentru clujeni, pentru ardeleni, pentru moldoveni, pentru olteni. Trebuie să mergem pentru toți românii din țara asta. Pentru că prea mult țara a fost dezbinată și e momentul să o unim la loc și să venim cu un program care să creeze lucruri bune pentru toți românii. Trebuie să mergem la vot pentru tineri și pentru cei vârstnici. Trebuie să mergem la vot pentru cei care sunt antreprenori și își văd de treabă, dar trebuie să mergem și pentru comunitatea din Patarât care are nevoie de acces și oportunitate. Trebuie să mergem la vot pentru toți românii, pentru a crea un cadru de libertate și echitate în țară. Și a doua întrebare pe care am primit-o mergând printre tarabele de vechituri și de haine a fost, dar de ce să votăm alianța asta a matale, 2020 USR Plus? Și aici răspunsurile sunt mai mult decât evidente. Pentru că avem cea mai bună listă de candidați pe care a avut-o vreodată România la europarlamentare. Uitați-vă și aplaudați-i! Pentru că toți oamenii aceștia, unul câte unul,
au studiat, au practicat și au lucrat legat de politicile europene. Și pentru că respectul în Europa nu se cere, el se câștigă prin inteligență și competență. Și pentru mai ce trebuie să votăm Alianța 2020 USR Plus? Pentru faptul că noi nu vrem doar să mergem la Bruxelles să facem shopping cum fac alții. Noi vrem să aducem Europa în România. Vrem o Românie europeană, o Românie puternică, într-o Europa puternică. Noi vrem educație de nivel european. Vrem spitale și sistem de sănătate de nivel european. Vrem servicii sociale și tratamentul celor vulnerabili așa cum se întâmplă în Europa. Ne dorim o viață mai bună în Europa. Nu izolați într-un colțișor la marginea Rusiei. Nu cum vrea Dragnea, ci în Europa! Haideți să vedem și mai concret. Cât sunteți tineri sub 30 de ani? Mâna sus! Unii sunteți tineri cu sufletul, știu. Pentru tine, ați auzit că guvernul actual ia în calcul să limiteze dreptul la muncă în străinătate. Vă doriți asta? Noi punem accent pe mobilitatea europeană, este unul dintre lucrurile cele mai importante și vom veni inclusiv cu un program Erasmus pentru liceni, ca tinerii să vadă Europa și să înțeleagă că locul României e în Europa și că valorile europene sunt valori românești. Nu există un război între Europa și România, ci România trebuie să crească în Europa. Dumneavoastră sunteți persoane înțelepte, mai în vârstă. Mâna sus! Guvernarea actuală încearcă să ne dezbine, să creeze zizanie între copii și părinți, între copii și bunici. Noi ne dorim ca vârstnicii să nu fie marginalizați în societatea românească, să fie activi, să contribuie. În momentul în care ajungi la pensie, nu trebuie să fie sfârșitul vieții sociale. Noi ne dorim oameni vârstnici care să se implice în comunitate. De aceea, în 2016, am lansat un program care se numea Bunicii Comunității și care punea accentul pe persoanele vârstnice. Și un lucru foarte important. Noi vrem ca pensiile actuale să fie garantate, dar mai vrem încă un lucru pentru dumneavoastră, și anume să nu existe inechitatea de azi. Să nu existe pensii speciale! Familiile cu copii, cât sunteți cu copii mici aici? Mâna sus! Am 4 copii acasă, 14, 12, 5 și 3, 4 băieți. Și zi de zi mă confrunt cu un sistem de educație în care practic ei repetă niște noțiuni. Și nu ies din școală cetățeni responsabili care să poată să înțeleagă ce se întâmplă în societate. Merg cu 10 kg în spate și se duc și stau acolo și când vin înapoi, de fapt ei nu au un acces corect la competențele non-formale, gândire critică, creativitate, lucrurile de care au nevoie copiii în societate. Ne dorim o educație mai bună pentru copiii noștri? Și nu în ultimul rând, antreprenorii, cât sunteți antreprenori? Mâna sus! Voi sunteți cei care creați valoare în țară. Voi sunteți cei care ați fost înnebuniți în ultimii 2 ani și jumătate de schimbări, peste schimbări, peste schimbări. Noi spunem că e nevoie de stabilitate și predictibilitate în afaceri. Și mai spunem un lucru, ca statul să ia laba de pe firmele din România. Sunteți de acord? Aici e vorba atât de antreprenori mai mici, mai mari, străini, români, toți produceți valoare. Și ca să încheie aceste lucruri. Deci mergem la vot și votăm Alianța 2020 USR Plus pentru toate aceste lucruri. Pentru că avem o echipă care poate într-adevăr la nivel european să aducă Europa în România.
Și deci, așa mergem, pentru că așa câștigăm alegerile. De ce facem pe 26 mai? Și mai ce facem? Câștigăm? Cine suntem noi? USR Plus! USR Plus! USR Plus!